Salut, camarazi! Mă simt un pic mai bine și m-am gândit să vin aici să vă fac un clip interesant. Sper că o să vă placă. E încă răcoare, dar soarele a apărut, dar e încă ascuns după nori. Știi, norii sunt încă mai posesivi, dar sper să fie mai bine. Stai că mă uit să nu-mi cadă camera. Deci o să vă vorbesc astăzi despre oligarhi. Oligarhii care sunt de fapt o ciumă acestei planete. Știți și voi că Rusia a fost devalizată de o bandă de oligarhi, între care Berezovski, Hodorkovski, Abramovici, toți mai mult sau mai puțin cuplați cu fostul alcoolic și președinte, un trădător, cu Boris Yeltsin, după aia au pus-o cu Putin. Deci e un fel de haită de șacal care atacă orice țară ca să o jefuiască, să o aducă în sapă de lemn, înțelegeți? Oamenii ăștia au fost, cum să zic așa, mici șoareci de birou înainte, pe vremea comunismului, și după aia, dintr-o dată, din șoareci de birou, au devenit oligarhi posesori de 30, 50, 100 de miliarde de dolari de averi imense, toate furate de la poporul rus, de la ucrainian, român și de la care vreți voi, știți. Sunt aceiași peste tot, numai ei schimbă țara, dar sunt aceiași păsări de pradă. Sunt aroganți, sunt plini de ei, după ce au jefuit, de exemplu, Rusia, Ucraina, România, să mută, cum avem și noi, celebrii băieți de la Monte Carlo, grupul de la Monte Carlo, pentru că după aia România le pute, sau țara pe care au jefuit-o le pute. La fel fac și șeici din Emirate, care nu-și pot permite prea mult la ei acolo, ei fiind musulmani, și deci se duc la Londra, se duc la Paris, se duc la Miami, unde nu-i cunoaște nimeni, și în cercuri închise, cu bodyguard, își fac de cap cu femei, cu escort, cu minore, cu băuturi, cu tot ce vreți, înțelegeți? Ca niște lăcuste, ăștia când tabără pe o țară, o distrug, o secătuiesc, după aia se duc la următoare sau după aia se duc să-și cheltuiască averile furate, înțelegeți? Se duc în general în zone mai călduroase, ori în Dubai, ori la Miami, ori chiar în Elveția, chiar dacă nu e însorită. Elveția e o țară foarte frumoasă și elvețienii nu prea strâng bădârnați când ăștia vin cu sute de miliarde să-i bage în băncile lor. Știți și voi că banii nu au miros, înțelegeți? N-au miros nici de sânge, nici de război, n-au miros nici de moarte, n-au miros de niciun fel, banii n-au miros, așa că elvețienii iau bucuroși cu ambele mâini. Și mai ales nu au miros nici de foame, de că în general pe unde trec lăcustele astea pustiesc totul, știți, lasă foamete, boli, lasă războaie, lasă copii morți, deci fac tot felul de cataclisme, mai mult sau mai puțin naturale. Sunt păziți de sute de bodyguards, niște mercenari plătiți. Au avioane private, elicoptere private, iahturi imense care costă sute de milioane de dolari. Toată noaptea pot chefui într-un club și să spargă cât cheltuiește, cât câștigă o familie de muncitori într-o viață întreagă. Ăștia sparg într-o noapte într-un club de lux, înțelegeți? Pentru că banii pentru ei e fără număr, știți, la miliardele lor câteva și un milion, două de dolari e mezelic. Beau șampanie, vă dați seama, beau șampanie cu foiță de aur cea mai scumpă, mănâncă icre negre, tot felul de delicatețuri de-astea așa. Recent un congresmen american care e paralizat de la brâu în jos, e foarte tânăr, are 35 de ani, a fost invitat de colegii lui mai bătrâni, de 60-70 de ani, cam de vârsta mea, la o petrecere. Ce credeți că au găsit acolo? Congresmenii aia de 60-70 de ani trăgeau pe cocaină, aveau escorte și minore,
Deci era Sodoma și Gomoara, oameni care vorbesc de drepturile omului, de echitație, de nu știu ce, sunt niște depravați, niște secături, niște canali, niște lichele. Așa. Dacă ar fi fost vorba de niște oameni de rând, s-ar fi dat sute de ani de pușcărie la o petrecere de asta cu cocaină, cu escort, cu minore. Dar ăștia, ei fac legile, ei le calcă în picioare. E vechiul principiu de 2000 de ani, principiul de stăpâni și sclavi. Ei sunt stăpânii, noi suntem sclavii. Au un dispreț total pentru poporul care îi hrănesc. Abramovici, cumva, Roman Abramovici a făcut o avere imensă, a fost și lingăul lui Elțin și al lui Putin, cum v-am zis. În cercurile astea unde sunt vârmuri bani, sunt trădări, sunt ranchiune, sunt asasinate, plătite, gelozii, invidii, se reglează conturi, exact ca și la mafia, același principiu. Se schimbă tabăra din mers, știți, prietenul e bun cât ți-e folositor, dacă nu-ți mai e folositor, îți găsești altul mai bun ca el. Chiar și Ucraina, după cât se pare, cred că și Putin are dreptate. Ucraina a fost folosită de văcar ca un laborator contra Chinei. Ucraina e vândută familiei Rothschild, deci alogenii fac legea. Președintele, ați văzut că și el e un alogen din poporul ales. Oligarhii ucrainieni au fugit în 3 zile ca șobolanii, cu 50 de chartere, cu avioane private, au fugit acolo unde au și banii, la Viena, la München, la Paris, la Londra. Poporul a rămas să primească bombele în cap, și copiii, și femeile. Cum să zic așa? Acolo unde au ei banii, acolo le e și inima, știți? Și când ai banii, nici guvernul Angliei, unde s-au băgat sute de miliarde furate din Rusia, nici guvernul Elveției sau Dubaiu sau la Miami, nu strâmbădrinați dacă aduci 30-50 de miliarde și depui. Chiar dacă sunt plin de sânge, nu contează. Și la noi, oligarhii, dacă s-ar întâmpla o catastrofă, un război, ar fugi la fel ca șobolanii și ne-ar lăsa să murim ca niște câini, înțelegeți? După mine, ăștia sunt un fel de șobolan cu chip uman. Sunt niște păsări de pradă, sunt șacalii nemiloși, mereu în căutare de țări pe care să le stoarcă ca pe lămâie, să le jefuiască, și sunt și săgețile ocultei mondiale, că nu pot face nimic fără oculta mondială, înțelegeți? Deci sunt sclavii ălora și la rândul lor ei transformă popoarele în sclavi. Pentru mine ar trebui puși la punct și ar trebui băgată legea lui Ceaușescu, ilicitul. Dacă ai avere imensă și nu poți să o dovedești, trebuie să o dai înapoi poporului de unde ai furat-o, că așa a făcut Ceaușescu, băgase legea ilicitului, securiștii furau, dar furau cu frică, știi, că dacă îi prindea era glonțul, aia era, pedeapsa nu era pârnaie, ci glonțul, înțelegeți? Cred că ar fi foarte bună legea asta băgată, că și la noi, ca în toată lumea, oligarhii ăștia și-au făcut de cap, au devastat, au distrus țări întregi. Gândiți-vă că toată lumea țipă de Putin, că a intrat în Ucraina. Gândiți-vă și la faptul că văcarii cu 4 președinți, Bush tatăl, Bush fiul, Clinton și Obama, au intrat și au devastat 23 de țări. Unde au intrat au făcut numai catastrofe, numai crime, nu au lăsat acolo sânge, lacrimi și sudare, au devastat, au furat ce trebuia, petrolul și gazul, și au dispărut. Gândiți-vă că văcarii în războiul din Iugoslavia de 97-99 au bombardat creșe de copii, au bombardat școli. Deci nu trebuie să uităm așa ceva. Nu putem să zicem că ăsta face când și alții au făcut la fel. De fapt și văcarii și Putin fac același lucru, fără, cu un dispreț total față de populație, de femei și de copii, omoară și ucide fără nicio
fără să dea socoteală la nimeni. Deci să nu uităm ce s-a întâmplat în fosta Iugoslavie, în Irak, în Afganistan, în Siria, în Libia, unde pe unde au intrat băcare, au făcut numai catastrofe, numai omor, numai jale, numai ce mai, au lăsat foamete, au lăsat războaiele civile la vrăjeală. Ei nu adun nicio democrație, ei intră doar să jefuiască, sunt păsări de pradă. Camarași, sper că v-a plăcut, v-am spus despre oligarhii planetei, sper că v-a plăcut, vă fac după amiază iarăși un clip sau două, rămânem precum catarii, umăr la umăr. Pa, camarazi!